acum pe Bărbulescu, în care Bărbulescu a scăpat singur, ocazie rarisimă pentru Sportul Snagov. Mijlocașul echipei ilfovene reușește, iată, să ajungă în poziție de singur cu portarul. Transmisie necorespunzătoare a oltenilor, care s-au jucat pur și simplu cu această minge. Buia îl vede demarcat acolo pe Bărbulescu, cel care și interceptase inițial. Ce ocazie! Mingea șterge stâlpul porții. Ieșise acolo Laurențiu Popescu în întâmpinare, însă fusese depășit de balon. Ocazie uriașă pe care o irosesc cei de la Sportul Snagov. Un semnal de alarmă pentru știința, care n-are voie să se joace cu ocaziile, cu baloanele și cu nervii suporterilor. Ușor s-a dictat Hens comparativ cu situația din Careu, care pare similară. Și gol! Gol, 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 gol! O fază fixă i-a trebuit științei pentru a deschide scorul. Este, prieteni, 1-0 din minutul 38. Marchează tocmai cel de care am vorbit ca într-un medalion ceva mai devreme, Florin Gardoș. Mă bucur pentru el, un jucător cu potențial, care, iată, și-a utilizat din plin detenta. Are 1,94 m. Gardoș înscrie cu capul, aproape ca la antrenament, la o centrare perfectă a lui Cicâldău. Este însă clar că și fundașii, ori oamenii din axul defensiv de la Sportul Snagov, nu s-au plasat prea bine. L-au lăsat liber acolo pe Gardoș, ceea ce înseamnă, scuzați termenul care pare nepotrivit în context fotbalistic, sinucidere curată. 1-0 pentru Universitatea Craiova. Suntem în minutul 39. Snagovului, dar pare mult mai matur. Și iată ocazie extraordinară pentru Clistei, care trage în piciorul lui Popescu. Ce șansă a avut divizionara secundă. Clistei aproape de golul egalizator. O pasă înșelătoare care a venit în spatele liniei de fundaș. Gardoș și cu Doncor plasați în scară necorespunzător, nu reușesc să îl blocheze pe Clistei, care primește o pasă superbă de la Darius Buia, o pasă care taie apărarea oltenilor. Balint Laslo invocă divinitatea după această ocazie rarisimă pe care o irosește, trimițând în care, unde este în poziție de Inter, Mitriță, gol! Marcovici! 2-0 pentru știința! Jovan Marcovici! Ce mult mă bucur, pentru că este un jucător tânăr și care are o misiune foarte dificilă, aceea de a-l concura pe Elvir Colic. Excelent găsit acolo în Careu la această fază de contraatac, care a pornit prin acea pasă în lung de linie de la Bancu spre Nuno Rocea. Apoi a fost angajat Mitriță, care pleacă perfect de la limita offside-ului. Marcovici beneficiază de faptul că nu se mai afla niciun fundaș în preajma lui și înscrie simplu ca la antrenament. 2-0 pentru Universitatea Craiova, iar zarurile calificării par a fi aruncate. Jovan Marcovici recidivează. A marcat în Liga a 3-a împotriva celor de la Sporting Roșieri, 2-2, la echipa secundă a Craiovei. Iată-l înscriind acum și la prima garnitură a formației din capitala Olteniei, din Bănie. Intră Mateu în locul lui Cicâldău.